Mergi acum și cumpără ceva de pe G2A, link în descriere. Hai, salut oameni buni, ce faceți? Eu sunt Electoratul, ăsta a intrat cu Range Rover-ul ăsta pe aici, fix în intro-ul meu. Pleacă de aici, băi, XPGM Fire. Bine m-am găsit la un episod din Forza Horizon 4, suntem aici cu un M3 din 2009. Am deblocat mașinuța asta acum ceva timp și nu v-am arătat-o absolut deloc și m-am gândit de ce nu, de ce să nu vă arăt dacă tot am ocazia. Și astăzi aș vrea să-i dăm un top speed, ai vrea să-i facem niște upgrade-uri, niște tuning-uri, mai multe chestii. Din păcate nu pot să intru, da, nu pot să intru în mașină să văd cum arată și din interior această mașinuță. Oricum, o să facem să arate mult mai bine decât arată în acest moment. În acest moment vreau doar să merg cu ea până la festival, să o conduc până la festival normal, fără să dau fast travel sau ceva, pentru că aș vrea să văd cum se comportă, de ce e în stare, ce poate face. Din prima vedem că are tracțiune spate, după cum se știe, nu avem X-Drive sau ceva pe ea. Și e o bestie în... când vine vorba de drift, când vine vorba de derapaj controlat. Doar tracțiune în spate, pe cât căluțe o avea, derapează foarte, foarte rău. Văd că e o mașină cu potențial, adică neturnată, reușește să ia totuși o viteză acceptabilă, având în vedere că acum și urcăm panta asta. Stabilitate avem destulă, n-am ce să zic. Bine, nici n-au fost niște curbe foarte, foarte sănătoase, să zici că n-ar fi putut pune în dificultate. Ia să vedem că vine o porțiune de drum drept și accelerează destul de tare. Bă, e chiar o mașină care ar putea face ceva performanțe destul de bune. O să luăm... am luat aproape 260 cu ea. Având în vedere că nu e tunată, nici măcar nu știu sigur ce motor ar putea avea pe ea. Bine, ați văzut și voi, la viteza aia chiar n-am avut ce să fac. Da, driftuiește foarte rău. Ăsta e ăla care plecă de lângă casa mea. Bine, probabil și el are casa tot acolo. Haideți să mergem pe tuning-uri, băieți. Să mergem pe tuning-uri, pe tuning-uri, pe tuning-uri. Băi, în primul rând aș vrea să vedem ce tuning-uri au făcut băieții la 973. Un tuning foarte puternic, sincer, vă zic. Deși... de ce? Tuning-ul băiatului ăsta are 973 și ăsta 969... pentru că ăsta are cu vreo 50 de kg mai mică greutatea. Da, în fine, văd că băieții reușesc să o ducă în destul de mult, 973 mulți dintre ei. Și 973 văd că este cel mai bun lucru pe care îl poți face, 974 ăsta. Probabil din cauza că i-au pus greutate mai mare. Deci chiar sunt curios ce putem face, hai să facem noi. Hai să facem, să vedem ce putem face. Deci în primul rând la swap-ul de motor. Avem un motor de 6.2 V8. 5 litri V10 sau 5.2 V10. În teorie, ăsta ar trebui să fie cel mai bun, în teorie. În practică, nu știu ce să zic. Nu, ăsta e clar cel mai bun, ăsta e clar cel mai bun. Hai să vedem ce facem cu el. Băi, băieți, nu o să las tracțiune spate, pentru că nu am de ce să o las tracțiune spate, adică nu o să facem absolut nimic cu ea. Punem niște turbine și probabil avem și kitul de Rocket Bunny, care arată genial pe mașina asta. Îi scade puțin accelerarea, dar îi crește handling-ul decât foarte puțin. Dar arată bine, arată foarte bine, nu avem cum să nu-l punem, e foarte, foarte mișto. Hai să trecem și la tuning-urile la motor, pentru că ăștia sunt cele mai speciale în mare parte, să le zic așa. Majoritatea lucrurilor de aici nici nu trebuie să le citim, pentru că majoritatea cresc. În afară de asta, asta chiar nu-mi dau seama ce face. Crește launch-ul, ne dă kilowați, dar nu înțeleg pentru ce ne dă kilowați ea, pentru că din câte vedeți și voi, mașina nu se îmbunătățește, cine știe ce la ea. Hai să vedem și pe frânare, punem discuri normal, sigur că da, suspensie, o să-i punem o suspensie, nu de drift, nu de raliu, race, sport, o să-i punem suspensia de race totuși. O facem puțin mai ușoară din bările de regizare și toate cele. Uite, asta îi crește greutatea, dar eu n-am nevoie de greutate în plus. Am nevoie de greutate în minus. Minus 316 kg, frate. Aici este la cutia de viteze. Câte ceva pe acolo. Băieții, cred că au reușit să tuneze mai mult decât mine, să zic. Sport, race, horizon, race. Ăștia sunt bune de race. Un pic de handling, sincer, o să îngroșăm puțin cauciucurile, pentru că avem nevoie de ceva handling.
Bă, niște jante ar trebui să-i punem. Problema e că nu știu dacă să le facem mai ușoare. Ar nu putea să le facem, sincer, mai ușoare jantele. Vreau e că nu știu ce jante să punem noi pe ea, minus 13 kg. Pentru că de obicei ăștia care o fac mai ușoară sunt și foarte, foarte urâte jantele. Ca să vă zic sincer. Nu. Nu, mă, nu o să omblu ajunge pentru treaba asta. Pot să fac janta să fie mult mai mare. Știți ce? Hai să o facem pentru că vreau să fac mașină de show. Să arate bine. Auto ce bine arată cu roțoaiele astea așa mari. Și la kit putem să-i punem un eleron care îi crește destul de mult handling-ul. What? 974 duc și eu. Sincer, nu îmi place atât de mult eleronul ăsta. Îmi place mai mult ăsta, dar ăsta e mult mai bun. O să-l punem pe ăsta. Bă, și cam asta ar fi mașinuța. Avem 974. N-am scos rău din ea. Mamă, la și 131.000. Puhu! Puhu, puhu, puhu. Nu mă așteptam la atât de mulți bănuți pentru a tuna BMW-ul acesta. Oricum, ideea este că sigur arată foarte, foarte bine. Hai să intrăm în Forza Vista, să o vedem bine de tot. Wow, i-am pus roțile ăștia. Ziceți că nici măcar n-are cauciucuri. Uitați-vă cât de mic sunt cauciucurile, ce gardă mic au. Arată genial cu jantele ăștia așa mari. Foarte, foarte frumoasă. Deși nu e atât de performantă, să zic așa, din cauza că are jantele ăștia mari. E genial, uitați-vă numai la ea. Arată superb. O să mergem să-i dăm și o culoare eventual. Vreau să văd ce portbagaj are. Știu că, wow, n-avem portbagaj deloc, băieți. Hai să intrăm și la volan. Zici că este BMW-ul ăla din Most Wanted. Bine, ăla era seria 3, dar bun, băieți, avem un interior cu cusături albastre. Interior foarte mișto de embra. Asta e manual? Nu e manual. What? Arată foarte jucat. Aha, ia uite ceva mai aici, DSC off power. Bă, mișto, arată mișto în interior. Ce să zic. Nu-mi place și totuși cusătura asta albastră de pe volan. Ce treabă are cu mașina și de ce e cusătura albastră doar pe volan? Adică nu văd în nicio altă parte. În fine, haideți să ieșim cu ea de tot afărică, să vedem ce poate bestiuța asta acum după ce am tunat-o, pentru că ca și prezență arată foarte, foarte bine. Bun. 4x4, dar tot este foarte nervoasă și tot driftuiește ca nebuna. Da, e destul de nervoasă și tot driftuiește foarte, foarte rău. Nu știu dacă o să fie o mașină potrivită, să zic așa, pentru curse. Aș duce-o totuși înapoi pentru că vreau să schimb culoarea. Nu-mi place culoarea asta absolut deloc. Este o culoare foarte aiurea. După cum puteți vedea, acum și accelerează destul de repede. Putem să luăm o viteză considerabilă cu ea. Bum. Ok. Frâne. Eh, ok-uți. Sunt ok-uți, nu sunt rele frânele. Haideți să-i schimbăm culoarea, pentru că nu îmi place albul acesta. Upgrade tuning. Unde este culoarea? Custom upgrade aici? Nu. What? Unde e culoarea, frate? Nu mai știu unde găsesc culoarea. Body kit preset? Nu. Unde e culoarea, frate? Design and paint, dar sunt eu prost. Paint car, ia să vedem. Paint a car. Ok, culoarea în primul rând, special colors, special colors, trebuie să-i dăm o culoare din asta foarte, foarte mișto, așa, o turbată, o ceva. Arăta bine un gold, dar nu știu ce să zic, nu i-aș pune totuși o culoare de asta, un gold din asta. Nici asta nu pot să zic că e cine știe ce. Goldul ăsta n-ar arăta deloc rău pe ea. Sau goldul ăsta mat, zincul ăsta. Așa o să facem, băieți. Capota aș face-o neagră, sincer. Să fie mai nervoasă, puțin. Sau să facem normală capota? Nu. Capota o facem neagră. Oglinzile negre. Eleronul... Nici nu știu dacă se modifică ceva la el. O să lăsăm așa. Și jantele, sincer. O să le facem... o culoare tot gold. Nu cred că ar da bine tot să fie tot gold. Că să las culoarea asta care sunt ele acum. Asta este mașina. Capota aia sunt un pic în dubii dacă... ok. Și se salvează. Capota aia sunt eu un pic în dubii. Nu știu dacă s-o las neagră. Dar arată destul de bine neagră. My designs. Ok. Arată destul de bine neagră. Bine, mașina cu kitul de pandem arată frumos așa. Dacă nu era așa... Okay. Altă viață. Altă viață. Ce bijuterie de mașină. Așa, da, bă, bun. Hai să ducem la liniuță, pentru că numai la liniuță putem vedea...
Noi la linuță putem vedea ce poate mașinuța asta. Foarte, foarte slabe frânele. Nu știu de ce, nu-mi dau seama. Chiar nu-mi dau seama de ce. Hai să venim la linuță. Bine, linuță o să o facem singur. Dar eu știu cam cât ar trebui să iau o mașină pe distanța asta. Și la ce overall are ea. Chiar ar trebui să fugă, sincer. Hai să vedem. 3. Bine, nu așteptăm să facă verde la semafor. Pleacă relativ destul de repede. Băi, accelerează, se duce. 286, să știți că este o viteză foarte, foarte bună. Foarte bună pentru o mașină de calibru ei, să zic așa. Gândiți-vă că eu cu Lambo Centeniro am luat 290. Deci nu e o accelerație rea absolut deloc. Deci nu e rău deloc, deloc. Haideți să luăm și pe autostradă să vedem ce top speed ia această mașinuță. Să vedem ce top speed ia. Eu zic că se duce aproape de 400 km la oră, dacă nu chiar mai mult de 400 km la oră. Sunt tare curios, dar eu zic că se duce mai mult de 400 km la oră. Sunt curios dacă trebuie să umblu la tuning, scuză-mă băiatul, pentru a vedea cât de mult se duce. Oricum arată foarte bine mașina, îmi place mult de tot. Bă, mașina e manuală, frate, pe bune? Deci mașina este manuală, băieți. Nu vine să cred, nu mă așteptam ca mașina asta să fie manuală. Oricum cu 4x4... Aici a trebuit să frânăm un pic pentru că altfel ne-am fi trezit în afara pistei, în afara drumului, în afara părții carosabile. Băi, chiar nu era deloc mașina, se controlează totuși, deși nu pare. Nu e cea mai bună mașină pe control, dar nu e nici rea. Pentru că putem să o controlăm destul de lejer, uite, în situații de genul când trebuie să oprim aproape de tot, nu prea deloc. În situații de genul. Hai să vedem dacă reușim totuși, gen, dacă folosim frâna de mână în anumite viraje. Aici n-am avut treabă, da, știu. Dar uite, de exemplu aici, de exemplu. Da, dacă folosim frâna de mână, văd că e mult mai practică în viraje foarte, foarte strâmte, în care mașina, din ce am văzut, nu prea le ia. Nu știu de ce. Oricum, îmi place cum se controlează. E genială, îmi place și culoarea pe care i-am dat-o. Capota aia neagră e mișto. Scuză-mă, să nu dau în tine. Și haide să vedem top speed-ul. Chiar sunt curios de top speed la această mașină. Chiar sunt foarte, foarte curios de top speed. Am reușit să nu ieșim deloc cu ea în decor. Bine, cei de am avut și grijă. De ce să mănânc rahat? Ar trebui să mai frânez și am uitat să mai frânez. Las că merge și pe arătură. Hai să o luăm totuși de pe loc, să nu zică lumea că trișăm. Ia să vedem, mai dăm o dată din dronă înainte să plecăm, să ne uităm de aici din dronă, pentru că arată genial acest M3, autelea. E frumos, dă-l în mama lui, e frumos, foc. Kitul ăsta de pandem, dita mai jantele pe care le-am pus. Băi, armamii tău mă lovești. E foarte mișto, e foarte, foarte mișto, De ce să mâncăm răcățel? E genială mașina, îmi place enorm. Dar sincer îmi place mai mult de la spate, mult mai mult de la spate decât de la bot, să zic așa. Mult mai mult de la spate îmi place. Mult mai mult. Hai să vedem. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Accelerează destul de repede, se duce destul de mult pe întâia. Dar hai să vedem top speed-ul pe care îl ia. Mamă, ce mișto arată culoarea asta negru, noaptea așa. În lumina farurilor, să zic așa. Băi, la asta nu mă așteptam. Mașina e în plafonare aproape. Da, este plafonare, 395. Chiar nu mă așteptam la așa ceva. Dar știu ce să-i facem ca să reușim să îi dăm mai multă viteză. Trebuie să ne jucăm puțin cu tuningurile de aici, de la cutia de viteze. Dacă ne jucăm puțin cu tuningurile de la cutia de viteze, cred că putem lua mai mult. Uite de aici, de la gearing, la final drive, trebuie să mergem spre stânga puțin și cred că reușim să luăm mai mult. Da, mult mai mult. Ia să vedem, 423-470. Ok, îmi trebuie să dau în stânga are tot. Cred că mașina asta sosea 430 la oră și nu-mi vine să cred treaba asta, sincer. O să-i dăm să schimbe puțin mai târziu cutia de aici. 423, ok. Să vedem dacă putem scoate mai mult. Nu, asta este. 423, o să-l facem. Acum sprintează ce-i drept puțin mai greu. O să sprinteze puțin mai greu, dar o să fie treptele mai lungi. Vedeți? Sunt treptele puțin mai lungi.
Sunt treptele mai lungi și gândiți-vă că ea e o diferență foarte, foarte mare decât la înainte. Deci acum, în teorie, ar trebui să ia 430 lejer. Lejer. Haideți să vedem dacă reușim să-i dăm. Eu zic că reușim. A, nu pe partea asta, trebuie să-i dăm în partea cealaltă, tot așa la întoarcere, pentru că aici este pantă și... Na, rampă, pardon. Nu e pantă. Și nu avem cum să... Foarte performanță. Oricum, am luat destul de bine. Ia să facem noi giratoriu ăsta în forță. Este foarte nervoasă mașinuța. Și sunt băieții ăștia aici care nu mă lasă. Nu mă lasă băieții să dau dreptul. Oricum și giratorul e ciudat. Că nu e în larg și n-apuc să-mi ia viteză. O să plecăm tot de pe loc ca să fie testul făcut cum trebuie. Hai, emule. Dă-i. Se duce mai mult pe trepte acum. Nu știu dacă observați deja, se duce mai mult pe trepte. Și probabil cel puțin pe ultima, sigur o să se ducă mai mult. Bun, mă, dar ce se duce, ești nebun? Da, uitați-vă, deja suntem în a șasea. Și uitați-vă ce viteză avem înainte, în a șasea, la viteza asta eram în plafonare, din câte mi-amintesc eu. Da, deja ne-am dus mult mai mult, deja ne-am dus în 410, băieți. Mamă, ce fuge! 417, 19, 21, 22, 23. Nu cred că luăm mai mult. Aia a fost maxima. 423, băieți. 423. Nu îmi vine să cred. Deci nu îmi vine să cred, sincer. Nu mă așteptam să ia mașinuța asta 423 de nicio culoare. Trebuie să dăm un pic de drifturi pe aici ca să facem scorul ăla la 6, să ne dea și 9 puncte, că am făcut o grămadă de puncte și nu știu cum am reușit, sincer. Cred că acolo în tunel, având viteza, mergând cu viteza aia foarte mare, s-au făcut foarte multe puncte. O să facem ori 5 ca să ne dea multe skill-uri și după aia putem să o lăsăm. Dacă nu, cumva ne lovim de vreun pom aici. Da, dacă... Da! Normal! Mulțumesc foarte mult. Genială mașinuța, genială. Deci ați văzut, acum am făcut tot să prindă mult mai mult. Dar o să-i dăm tuningurile pe normal, pentru că accelerează puțin mai greu dacă nu mă înșel. De fapt ar trebui totuși să o testez. Ar trebui să o testez, mă duc cu ea la festival. Ne teleportăm direct acolo ca să nu fie probleme. Și ar trebui să o testez, să văd dacă ia mai multă viteză cumva așa cu treptele lungi. Deși nu cred. Adică nu cred, cred că accelerează mai greu totuși decât pe normal. Rapoartele așa târzii, să prindă top speed, sigur nu sunt și de... Oricum e foarte nervoasă. Și cu 4-4, vă gândiți-vă că cu 4-4 fuge în felul ăsta. Dacă așa ar fi avut doar tracțiune spate, ar fi fost cu siguranță incontrolabilă. Trebuie să fim chiar la linie, să zic așa, pentru că dacă nu suntem la linie, ne furăm. Ok, 3, 2, 1, hai da. Vedem. 282. Nu. A mers mai bine, a sprintat mult mai repede cu tuningurile celelalte, mult mai repede a sprintat. Hai să modificăm la ele, să dăm întâi să le facem pe normal, să le facem... Nu luat setup. Reserve default, tuning, să le dăm la default. Și vedeți, 1.86 acolo scrie stânga la 0.97, dacă mutăm pe gearing și dăm mai așa, se modifică ceva. 1.86, nu... Na, scade în partea cealaltă. Am văzut ceva aici, am modificat. 1.86. Și ce mai era? Mai era aiurea că trebuie să stai să te uiți la ele. 1.84, vedeți? 1.84 aici. 1.84 și 3.8888. Și pe aici, la asta, cât e? Da, e mai bine aici, nu. E mai bine aici. Na, n-ai ce să-i faci ăștia să o faci să sprinteze mai repede, sincer. Nu. Dar acum, sigur, este mai rapidă decât a fost cu rapoartele lungi. Rapoartele lungi sunt pentru top speed, oricum. Mamă, frâna, deci frâna la 0 la oră este foarte, foarte proastă. În rest, frânează bine, dar frâna până la 0 la oră este nasoală rău, rău, rău de tot. Oricum, o mașină foarte, foarte mișto. Spuneți-mi și voi, băieți, părerea voastră în secțiunea de comentarii, ce părere aveți despre M3-ul acesta 2009. Foarte mișto mie, îmi place foarte mult și cum arată îmi place foarte mult.
Bine, am făcut-o și frumoasă cu jantele. La hai să-i dăm din nou. Să vedem cu rapoartele astea cât luăm. Am luat 280 și ceva cu ăla. Acum că trebuie să luăm mult mai mult. 286. Da, am luat mai mult. N-a fost mult mai mult, dar a fost cu 2 sau 3 km mai mult. Ideea e că e bine oricum. Vedeți că am atât să fie cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Să mă urmăriți pe mine pe Instagram, să spuneți în secțiunea de comentarii ce mașină ați mai vrea să vedeți în episoadele mele. Și noi desigur ne vedem data viitoare. Uite că mi s-a murdărit și mașina, trebuie să mă duc la spălătorie cu ea. Hai, vă pup!